Și în timp ce profesorii protestează și elevii au nemulțumiri, tinerii s-au revoltat după ce Ministerul Educației s-a răzgândit și ar vrea să reintroducă legile educației posibilitatea exmatriculării. Consiliul Național al Elevilor susține că această schimbare nu va face decât să încurajeze abandonul școlar, în aceeași măsură în care îi va lipsi pe minori de ajutorul cadrelor didactice. Discutăm mai multe despre acest subiect cu președintele Consiliului Național al Elevilor, Miruna Croitoru. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să știm mai multe despre aceste nemulțumiri în privința ideii de a exmatricula pe viitor elevii. În primul rând, nu este o rezolvare a problemei. Ne putem preface că este foarte mult, însă nu este de fapt o problemă. Această agresivitate se va muta din școală pe stradă și de fapt nu am rezolvat problema. Este foarte important să avem consiliere, să avem măsuri de prevenție și să fie implicate toate instituțiile astfel încât să fie rezolvate aceste cazuri de violență, pentru că nu putem să vorbim despre a nu mai avea atitudine agresivă în școală dacă nu avem consiliere, dacă nu avem prevenție, dacă nu avem acțiuni organizate împreună cu inspectoratele de poliție județene, împreună cu inspectoratele școlare județene, viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar. Este foarte important să se implice și să fie monitorizate și rezolvate punctual aceste cazuri. Este foarte trist să urmărim acele cazuri de violență deja cunoscute din ultimele săptămâni, însă trebuie să le privim ca pe niște cazuri izolate și să fie rezolvate punctual, pentru că acolo intervine codul penal în cazul în care fapta este atât de gravă. Nu trebuie să recurgem la a limita accesul la educație a unui elev în condițiile în care acesta și-ar putea îndrepta aceste atitudini tocmai prin faptul că el alege să meargă la școală. Și mai ales pentru că profesorii și rolul managerial cadrului didactic este și acela de consiliere, de a oferi mentorat și de a deveni un model de etică și de ontologie pentru elev. Adică în momentul în care noi alegem să exmatriculăm un elev, îi tăiem automat orice posibilitate de a-și îmbunătăți starea și de a-și forma aceste trăsături de caracter care, practic, cumulează aceste valori pro școală pe care cu toții ne-am dorit să le promovăm în unitățile de învățământ. Da. De fapt, Miruna Croitoru, violențele în școli nu sunt cazuri izolate, precum spuneți. 20.000 de cazuri pe an în creștere de la un an la altul nu înseamnă deloc cazuri izolate. Ne referim exact la aceste cazuri la care ministerul ar zice că sunt suficient de grave încât să se decurgă la exmatriculare, pentru că aceste cazuri de bullying, după cum am spus și mai devreme, pot fi rezolvate într-o serie de metode. Adică vorbim în ce măsură ar mai fi exmatricularea o penitență pentru elevi în contextul în care prezența lor fizică la școală, interacțiunea cu profesorii, nu împiedică să își atace profesorul cu cuțitul, așa cum s-a întâmplat în cazul din București, să consume droguri, așa cum se întâmplă la ordinea zilei, sau să batjocorească un profesor, așa cum s-a întâmplat în Prahova. Copiii ăștia n-au fost exmatriculați. Li s-a permis să perpetueze în aceste gesturi până când ele au ajuns să le vedem în stadiul acesta, în spațiul public. Concret, ce se poate face? Tocmai de aceea ar trebui de la primele semne de agresivitate să fie puși în programe de consiliere, inclusiv fără acordul părinților, pentru că de foarte multe ori părinții sunt oarecum ignoranți și nu aleg să vadă că de fapt acest copilul lor ar avea de fapt nevoie de mai multă atenție din partea unor specialiști în acest domeniu. De aici vine și problema că aceste atitudini agresive se înmulțesc, pentru că odată ce ele nu sunt soluționate la timp, la primele faze, la primele stadii de agresivitate, acestea doar continuă pentru că elevul vede că poate să facă acest lucru și că nu are de fapt nicio repercusiune ceea ce el face. În contextul cazului punctual de la Liceul Creangă din București, al unui elev care și-a atacat profesoara cu cuțitul, nici în cazul lui nu s-ar impune exmatricularea din punctul de vedere al Consiliului Național al Elevilor? În contextul în care aici intervine codul penal, după cum am spus și mai devreme, fapta se poate poate fi pedepsită conform codului penal, având în vedere că este o faptă atât de gravă și mai ales pentru că elevul respectiv poate răspunde penal. Adică nu exmatricularea ar fi soluția în contextul în care avem aceste mijloace prin care acesta poate să fie sancționat conform legislației în vigoare. Vorbim despre consiliere. Se mișcă lucrurile în această direcție? Se vede o îngrijorare legată de creșterea numărului de cazuri de violență în școli? Adică numărul de consilieri școlari a fost chiar dublat la începutul acestui an, în luna ianuarie.
Însă trebuie să vedem exact, după cum a spus și mai devreme, pentru că cu toate că elevii ar avea această posibilitate și pot beneficia de consiliere, nu aleg să o facă pentru că nu au acordul părinților, acesta fiind obligatoriu în prezent. De aceea, solicitarea noastră ar fi ca, în momentul în care profesorul realizează o recomandare pentru un anumit elev să fie pus în programe de consiliere, acesta să poată fi, acest lucru să poată fi realizat fără acordul părinților. Mulțumesc foarte mult!